Bine, sunt și un pic dolofaner de la altitudine, dar rest numai pachete de bine, mușchi. Bine, bine, dă-ți jos pantaloni. Șeful, dar încă nu ne cunoaștem așa bine încât să, ca să ne... Eu sunt și rușinos. Dă-ți pantaloni jos, e un ordin. Te contrazici, Cocoașe, te contrazici degeaba. Mă, trășcuță, tată, uite, scrie clar, negru pe alb aici. Scrie, mă, tată, în ziarul de ieri, mai ții minte când spunea, era exact invers ca acum. Nu te mai contrazici. Băi, ce dracu faceți, băi, ce mama dracu ce? Polemizam, șef. Da. Băi, polemizați, dracu, liniște, când s-au de până afară, nici albinele, când se mulțește ele, nu polemizează așa. Șeful, noi polemizam, nu polemizam. Adică ne contraziceam. Cunosc trașcă termenul. Dar nu să mă vezi tu pe mine... Păi, Dorășeaz, mă vezi pe mine, Dita mai țăranu... Dumneavoastră a zis-o. Și trebuia să o accentuezi tu. Hai, să dea dreptu, să mai aud musca polemizând, că dacă nu vă crăp pe toți. Ce vreți să-l îmbolnăviți pe șeful Dănescu, că și așa e săracul. Dar de ce, domn sergent, șeful chiar s-a nevrozat cu nervii? Da, Chiorete, și numai din cauza voastră chestia asta. Dar ce am făcut noi? Păi să vedem ce ați făcut în ultimele 48 de ore. I-ați stricat mașina. L-ați opărit. V-a spus gagicile să-l călărească dezbrăcat în fața lui nevastă sa. L-ați electrocutat. Mai număr? Nu. Aveți noroc că șeful e buier și nu pune la suflet. Calbiter până acum aș depunea cererea de transfer de 1000 de ori. Păi ce credeai, făi, că eu vorbesc baliverne? E, acum ce le facem? Cum îl destresăm? Domn sergent, după câte știu eu, sexul e cea mai cunoscută metodă de relaxare. Așa, și ce propui? Să ne culcăm pe rând cu șeful, să... Șeful, dacă patria o cere, eu mă ofer ofrandă. Tu stai dreptul jos acolo, că am zis să-l destresăm, nu să-l internăm. Șeful... Da, dacă i-am oferit puțină pălincuță de-aia de vărăciune de la mămica. Că știți cum îmi moaie. A venit pălinca de la măta. Și acum spui, măi, nenorocită, că te temi. Păi ce crezi, mă, că comandantul e singurul care e stresat în unitatea asta? Ce a fost, a fost. Ce va fi, va fi. Uite că a sosit ultima zi. Să trăiți, se poate, șeful. Da cum, pupăzel, las-ți loc, trășculiță. Aoleu, domn caporal, e varză, hai mai bine să o lăsăm baltă. Da. Ia ziceți, băieți, care-i treaba? Știți, șeful, noi am venit doar așa ca să vă vedem. Da. Dar acum vă lăsăm. Dar mai stați, măi, mai stați. Dar de ce nu luați loc? Lăsați că stăm așa în picioare. Nu? Da. Mai stați, măi, că o să-mi fie dor de voi. Nici nu știți cât o să-mi lipsiți. Aoleu, cred că vrea să se sinucidă, domn caporal. Dați-i mai repede pălinca aia, că altfel ne-am nenorocit. Șeful, ne pare rău că v-am stresat. Da. Și în acest sens să știți că noi... Pupăză, ce a fost, a fost. Nu se mai poate face nimic. E prea târziu. Decizia a fost luată deja.
Aoleu, șeful, nu vă pripiți, stați un pic, măcar haide să mai bem împreună un ultim paharel, așa, în amintirea clipelor frumoase petrecute împreună. Ia să-i poate de tâmpitule, că-i agravez situația, ești nebun. Nu-i o idee rea, ia să vedem ce tărie mai am eu pe aici. Ce sta, șeful, că ne-am pregătit noi, se poate, plăcerea e de partea noastră. Ia uitați, de-aia bună, cu mărgeluțe, cu ghiuluri, cu diademe, cu... Mă rog, cu ce avem și noi. Fata, ia ține tu firele astea. N-ai grijă să nu le atingi. Așa, așa, cu reglă în fin. Ce tare am fost! Ce ai făcut, fai, fata? Șeful, cred că și-a prăjit mucii. Stai pe gură că te crăp. Calm, sergente, calm. Eu te făi, tu să nu mai pui pe mine la respect, că te calcă picioare. Ce faci, făi? Păi n-a zis că mă călcați în picioare? Vă facilitez poziția, șeful. Bă, tu-s mai jos de mine. Nu, șeful, dar calm, calm. Calm, calm, ieși afară, nebunul, că te gâtă-i acum, ieși. Ies, șeful, dar calm, 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 calm. Și voi ce-mi dați, mă, buzna, ca nebunii de-ați dat blagit-o pe asta? Așa lasă nebunii și pe șeful. Da, șeful, dar să știți că tot noi l-am vindecat. A luat întâlnitorul? Dintr-o dușcă. Super! Înseamnă că acum nu mai avem nevoie de aparatul ăsta. Dar ce aparat e ăsta? E un aparat special pe care l-am inventat eu, de destresat. Șeful, haideți să-l brevetăm, că ne umplem de bani. Asta e o invenție mondială. Uite, mă, dracu, cu invenția ta de aici. Șeful, mai bine să brevetăm pălinca de la măsa. Aia e invenție mondială. Dacă ați fi văzut cum i-a luat tralalaul lui șeful, uite așa într-o secundă. Să trăiți, șeful. Poftiți din partea mea o mică atenție pentru stresul dumneavoastră. Bă, Gogoșică, tu chiar ții la mine, mă. Da, să trăiți. Și dacă ați ști că restul de atenție sunt tot din partea mea, că le-am primit eu de la mamica, vă dați seama cât de mult țin la dumneavoastră. Mă rog, eu nu prea am fost de acord cu terapia asta prin alcool, pentru că tocmai am inventat un aparat de destresat, șeful. Nu vreți să-l încercăm? Mă, Gogoșică, lasă, că oricum e prea târziu acum. Da, mulțumesc pentru gest. De ce și-a făcut aparatul? De să trăim aparatul tău. Să trăiți, șeful. Să ne trăiți. Permiteți să raportez. Întrucât sănătatea dumneavoastră ne este mai presus decât orice pe lumea asta, decât liniștea planetei, decât pacea mondială, decât apele și oceanele mărilor, decât salvați delfinii. În ideea asta v-am adus Nicica Țuiculiță să vă destresați un pic, că suntem destresant pentru toate stresurile pe care le aveți. Mă, mărlanele, mai lingău mai ești, mă. Eu, șeful, lingău, eu, doamne! Da, lingușala ta e ca un balsam pentru nervii mei, mă. Să vă perii acum sau să trec mai târziu? Asta mai lipsea? Travestiți în unitate. E, las că dau eu jos militaria din pod. E, cine caută, domnii? Colonel Roberto Gamelă.
Colonel Roberto Gamelă nu e aici. Pe mine mă cheamă colonel Roberto Gamelă. Păi, dacă te cheamă, du-te, că nu-i frumos să faci aștept. Numele meu este Roberto Gamelă și am fost trimis să te schimb, colonele șeful. A, păi de ce nu zici așa, frățioare? Îți doresc chin fericit. Sergent! Ordonă șeful! Trăiți! Ți-l prezint pe nou comandant. A scăpat, sunt liber. Să trăiți, șeful. Mă scuzați că vă întreb, dar de ce ați acceptat să fiți mutat aici la noi? N-am acceptat, m-au mutat disciplinar. De ce, șeful? A fost o încurcătură. M-au acuzat de sadomasochism. O tâmpenie. Așadar, tu ești celebrul Mârlanu? Da, șeful, eu. Bine, atunci deschide-te la veston. M-am prins, ați auzit ce fabrică de mușchi sunt și sunteți curios acum să vedeți dacă e adevărat. Este șeful, splin. Bine, sunt și un pic dolofaner de la altitudine, dar rest numai pachete de mușchi. Bine, 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 dă-ți jos pantaloni. Șeful, dar încă nu ne cunoaștem așa bine încât să, ca să ne... Sunt și rușinos. Dă-ți pantalonii jos, e un ordin. Am înțeles să trăiți, să dau pantalonii jos, că... Întoarce-te. Perfect. Ce perfect, șef? Domnul comandant, să știți că sunt alzbuiești și mai frumoși ca mine în unitate, nu e? Uite, de exemplu, Trașca, ați văzut ce ochi frumoși are? Și mie nu-mi place Sadu, când... Îmbracă-te, tâmpitule, și bagă-ți în capul ăla sec că nu sunt un Sadu. Am vrut să fiu sigur că tu nu porți așa ceva. Cum să porți și așa ceva, păcios, pervers? Tu nu, dar cineva e. I-am luat de pe hol, erau întinși. Sunt înșirați prin toată unitatea. Să-mi spui numele! Mârlanu! N-avem așa ceva în unitate, șeful. Hai, lasă-mă, și atunci ăștia cui sunt? Ai dumneavoastră, adică n-are cum, că dumneavoastră nu sunt... M-am prins, e budicăi lui Iepuraș și e gagica unității. Ce mă, v-ați făcut fetiță ca pușcăriașii? Nu, șeful, e femeie. Sau, mă rog, așa spunem noi. Stați să chemăm să vedeți și dumneavoastră. Iepuraș! Vine imediat. E sigur, fată? Vino în coace. Bă, asta n-are sens deloc. Nu faceți mișto de mine? Are bureți, că altfel o durea dacă o înțepam. Calm, comandante, calm! Ce facem, bă, cu ăsta nou, că e belea? De ce, mă? E sadic, pupăză! N-ai văzut ce i-a făcut lui Iepuraș din prima zi de când a venit? A înțepat-o cu creionul în țâțe până i-a dat sângele. Bă, ești nebun! Ăla-i nebun, bă, pupăză! Cred că de-aia l-au și dat afară de acolo de unde a venit el. E sadic. Complexatul, n-ai bine. Eu cred că ăsta are boală pe femei. Și dacă o să vă prindă cu gagici în unitate, nu știu ce e în stare. Auzi, mă? Păi dacă ăla mi-o înțeapă pe Emma și îmi strică frumusețe de balcoane, păi eu-l gătui, bă, frate! Da, eu, că și Loricica are niște... Mă înțelegi? Are, da. Păi da, te dracu, tu te uiți la Loricica mea că... No, trebuie să scăpăm de complexatul ăla, de sadicul ăla nenorocit, că ăsta ne lasă fetele sterpe. Da, întrebare, cum scăpăm de el? Mi-a venit o idee. Mă duc să vorbesc cu iepurașii. Ce ai făcut, nemernicule?
Le merge, dar că sunt femeie, șeful. Cheamă repede un doctor! Calm, comandante, calm. Ce ați pățit, șeful? Uite ce-am pățit, nemernicul ăla de travestit mi-a făcut-o. Scoate-n țepii imediat! Am înțeles, să trăiți! Bun, să zicem că printr-o întâmplare, prin nu știu ce, scăpăm și de asta. Vine al comandant. Dar ce ne facem dacă și ăla care o să vină o să fie tot așa de tâmpit, dacă nu chiar mai tâmpit? Ce bun era șeful nostru. Pă, dacă am putea să-l aducem înapoi cumva... Așa ziceam și eu, bă. La asta mă gândeam. Șeful! A venit asta pentru nou comandant. Dar el e ocupat cu... Da, liber, liber. Eu? Da. Trăit? Sunt liber! Yes! Yeah. Ia zi, atent, aici, mă, atenția noului comandant de la UME02005, de la colonel George Șefu. Domnul dracul știu pe ăsta, mă. Șeful, mă, șeful, care e șeful, da. Șeful. Ia, dragă colegă, întrucât am fost nevoit să plec urgent, n-am apucat să-mi iau lucrurile personale. Te rog, trimite-mi-le tu la fosta ta unitate. Cu mulțumiri, colonel George Șefu. George Șefu, de unde dracu știu eu pe ăsta? A, șef, șefu, mă, șef, da, e corect! Asta e! Știu cum să facem să-l aducem pe șef înapoi, mă! De unde știți? De la perversul, că mi-a dat ideea acum, mi-a venit. Fii atent cum facem! Pupă-să! Te duci și mi-aduci din bagajele lui Epuraș toată lejeria ei intimă. De șeful, păi nu mă apuc eu să-i umplu Epuraș... Bă-l vrei înapoi pe șeful sau nu-l vrei? Da. Marș și strâng, cum ți-am zis eu. Aici? A, stai și... Ia și biciul ăla de piele, știi-o? Acu! Hai, du-te, aici? Du-te! Trașcă, tu scoate de la tine, din valiză, revistele alea cu gagici dezbrăcate. Nenorociții, idioții, îi nenorocesc, îi nenorocesc. S-a trăit, șefă! Dar ce s-a întâmplat? Dispar, mă, de aici, că sunt nervos. Ha, sunteți nervos? Înseamnă că e pe fund de stres. Dacă îmi dați voie, o să vă pot ajuta, pentru că am inventat un aparat special de destresat. Dispar, mă, că dispar de aici. Haideți, șeful, vă rog, haideți să încercăm, pe bune, este de ultimă generație. Ajută la orice. Ia și durerea de fund? Da, șeful, cum să nu ia și durerea? Pentru că și asta e tot pe sistem nervos. Știți cum funcționează? Ăsta prin impulsuri electrice stimulează centrii nervoși. Haideți, vă rog, să încercăm, poate vă convingeți. He? Rămâneți cu noi, revenim imediat. O fi ajuns pachetul la șeful? Eu l-am trimis. M-au propus pentru avansare. Pentru ce? Pentru că sunt cel mai non-conformist și lipsit de prejudecăți comandant din trupele NATO. M-au numit modelul comandantului european. Băieți, vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat cu materialele astea sexy. Felicitări, șef. N-a rezistat nici 3 zile, băi! Ha,
Ce crezi că singurul care e stresat în unitatea asta e șeful? Cum face el aplauz? Dă-i palinca care ne-a dă-i repede, dă-i că-l pierdem, dă-i că-l pierdem. Eu sunt ăla mai stresat ca unitatea asta. Hârtia! Vreau să scriu! Hai, nu vreau să scriu! Și pe partea alta, hai! Hârtia, că vreau să scriu! Nu știți cât o să-mi lipsiți. Da, stai, stai. Păi mi-ai repetat și mi-ai intrat aia în cap. Textul. Ce dracu?